Bună seara! Și să vorbim acum, în momentul de față, de următorul subiect. Erau un băiat și o fată. El mai tânăr sau mai bătrân, ea mai tânără sau el mai sau ea mai bătrână, după caz. O să dau un caz un pic mai aparte. El în vârstă, ea mai tânără. Ea naivă, el mai colvar. El se căsătorește, dar într-o zi, nevasta, între craci, nu-l mai primește. Și începe să se ducă pe la, hai să spunem, cât o ștarfă nouă în fiecare colț de stradă nouă. Într-o zi se gândește, mă, dar stai așa, că decât să mă ducă la movila, la spitalul infecțios, sau de boli infecțioase, mai bine trebuie să găsesc o fată, ceea ce se cheamă mai ușuratică, dar curată, pentru că cine știe, poate mâine a mea nevastă mă primește între craci. Gândire din fundul pământului. Interesant, nu? Bun, și începe să-și caute acea fată. Astăzi o caută pe alta, a doua, a treia, a patra, a cinci. Bineînțeles că în același timp băiatul era căsătorit cu o femeie de altă vârstă, adică o vârstă mai mare. El fiind imatur, l-a zvârlit mai încolo dintre craci. Așa că, întâi, na, ca și băiatul, avea nevoie de necesitate de o fată azi, mâine, alta și tot așa. Până când, într-o zi, găsește o fată mai naivă, mai tânără, dar care și-l plăcea pentru că l-a îmbrăvădit și pe una și pe cealaltă. Cu una s-a căsătorit și a călcat pe bec, iar cu cealaltă, din experiența lui vastă, a îmbrăbădit-o una, două, trei, ca în 3 zile să ajungă a lui nevastă. Dar cu condiția ca lui prima nevastă, pentru că e de vârstă mai înaintată decât ea, să se ducă pe lumea cealaltă. Așa că continuă. Acasă soția, pe drum, de la muncă sau de pe unde umbla, el, cealaltă fată. Și ajunge la concluzia că ea este ceea ce se cheamă amantă, iar el e un soț derbedeu. Practic, soția l-a aruncat dintre craci. Hai! Așa. Iar el, neavând ce să facă, ajunge pe stradă. Hai! Pentecoci la cap, i-a spus ea, o să-ți fac și un plod.
trece timpul și trece timpul, ea îmbătrânește, el îmbătrânește, el caută o tânără fată ca să o îmbrobodească, să-i facă și un copil, dar doar atât. Interesant. Numai că fetei de vârstă cea mai mică, care a fost agățată, îmbrobodită, chiar îi place actuala situație. Și mi-ai zis, măgarule, că nu mă înșel. Păi dar nu ți-am zis că te iau de nevastă când prima soție moare, dar până atunci de mă primește între craci, e bine, de nu, vin la tine. Și ea, mă rog, cea tânără, măgarule, dar mi-ai zis că nu mă înșel cu asta sau cu ăsta la altul sau nu știu ce, că mă e de soție și că nu știu ce. Penibilă situația, dar e și mai penibilă când nu vezi această situație pentru că, câteodată, dragostea este oarbă și ea îți spune, sau el îți spune, la ce ești tu maimuță? Dacă da, dă-ți chiloții jos. Pentru a mea, 3 puncte de suspensie. Interesant, nu? Și uite așa, asta e viața. Trece pe lângă tine, paralel, uite așa. O seară plăcută în continuare.